Creșterea prețului la furaje, la gaz, curent electric sau carburanți au dat peste cap tot sectorul avicol. Unii producători de carne de pui spun că au ajuns să negocieze la sânge prețul pe kilogram, cu marile lanțuri de magazine, preț care de multe ori este impus de aceștia. În plus, nu vor să le scadă vânzările și așa afectate de criza din sectorul Horeca. În orice caz, nimeni nu mai poate menține prețul actual. Piața avicolă, ca toate industriile de altfel, evident, sunt influențate de creșterea alarmantă a costului resurselor de bază. Și mă refer nu doar la energie, gaz, la resursele energetice, unde creșterile sunt aproape 200%, numai creșterea. Dar avem și la celelalte resurse, la șrot de soie, cereale, la care prețurile au sărit de la vreo 700 și ceva de lei tona în anul trecut, în 2020, la 1340-1350. Evident, facem eforturi ca să putem gestiona. De regulă, în astfel de situații, marjele se sacrifică. Fiecare dintre producători încearcă să-și transfere în prețuri o parte din aceste influențe. Demersul este extrem de dificil, mai ales în condițiile în care industriile în care noi operăm sunt neconsolidate. Adică sunt foarte mulți jucători cu putere în negociere mică, care trebuie să lupte la baionetă cu lanțurile mari de magazine, care puterea de negociere este incomparabil mai mare. Vă condiționează aceste lanțuri de magazine? Unii dintre ei înțeleg, doar și ei sunt conectați la realitățile lumii în care trăim. Dar unii sunt de-a dreptul absurzi. Deci nu contează că ești în imposibilitatea să acoperi costurile și dacă nu poți să acoperi costurile, nu poți să reiei ciclul. El vrea să-i livreze astăzi, mâine nu mai contează. O vedea.